așa vedem și noi. Vă aud într-adevăr sunt imagini transmise de aici la fața locului. Mașina este distrusă în întregime. În întregime vorbim despre un impact extrem, extrem de violent, un impact care practic a zdrobit mai bine de jumătate din autoturismul pe care îl conducea Dan Condrea. E bine, colegul meu încearcă în acest moment să vă arate doar o parte a ceea ce a mai rămas din acest autoturism. Dat este faptul că impactul, accidentul, dacă îi putem spune așa, s-a petrecut în zona Tama și este o zonă care, pentru cei care nu cunosc, se află în nordul capitalei, între Buftea și Corbeanca, pe o șosea dreaptă, pe o șosea fără niciun fel de obstacol. Din câte am reușit să-mi dau seama din momentul în care am ajuns aici la fața locului, ar fi fost vorba despre un impact extrem de violent cu un cap de pod, iar mai apoi autoturismul a ieșit în decor.